La numai 24 de ani, un tânăr din județul Satu Mare a reușit să creeze cu ajutorul fondurilor nerambursabile o întreagă ramură a agriculturii de nișă. A defrișat o livadă de câțiva metri și a plantat alun pe o suprafață de 50 de hectare. A gândit o strategie pe termen lung care să ajute atât comunitatea, cât și pe alți agricultori mai mici. Primele produse pe care le fabrică au trecut deja testele și în curând vor intra pe piața românească și pe cea internațională. Din Satu Mare, proaspăt ieșit de pe băncile, școlii a pariat pe agricultura de nișă. Avea 20 de ani când a accesat primele fonduri europene. A dat mărul pe alun, a luat în arendă un teren de 50 de hectare și a gândit un plan integrat de afaceri. O plantație de aluni ecologici și o fabrică de prelucrare și procesare. I s-au alăturat 3 prieteni și sarcinile s-au împărțit. Un vis la care am început să ne gândim începând cu anul 2016, vis care am luat ființă în anul 2018. Deci, practic, 2 ani de zile am cercetat, ne-am informat, am vizitat o serie de idei similare din străinătate pe care am încercat să le coagulăm și să le particularizăm pe specificul țării noastre și să dăm o valoare adăugată solurilor din România. Primul proiect european depus în anul 2018 a avut o valoare de 1 milion de euro. 90% au fost fonduri nerambursabile. De atunci, echipa lui Horatiu a câștigat alte 5 proiecte cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale și a accesat 4 credite. Valoarea investițiilor a ajuns la 3,5 milioane de euro. Lucrurile au început din anul 2018, de când am început să defrișăm fosta plantație de măr. Cum am prevăzut că va fi, nu a fost. Deoarece este o cultură nouă, este o cultură de nișă. Solul nu ne-a ajutat chiar atât de mult pe cât am sperat. Țin să dezmint acest mit că nucul și alunul se întrețin foarte ușor, nu trebuie să faci nimic cu ele. Ele cresc de la sine. Plantele au nevoie de îngrijire, de fertilizare, de tratamente fitosanitare. La 2 ani de la plantare, alunii lui Horatiu au început să rodească. Aici avem alune din soiul Tonda Gentile, Tonda Digifoni, pardon. Alunele sunt aproape de maturitate de recoltare. În medie, randamentul dintre coș și miez la acest soi este undeva de 45% miez și 55% coajă. Este un soi productiv, un soi autentic italian, care, după cum puteți vedea, s-a aclimatizat foarte bine condițiilor noastre. Peste 2 sau 3 ani o să avem o producție care o să merite recoltarea. La maturitate fiziologică, producția o să varieze între 1,5 tone și 2,5 tone, deci o medie de 2 tone la hectar după anul 10. Ne-am gândit din start atât la partea de producție, urmând să mergem și spre cea de procesare, comercializare, dar nu în ultimul rând să venim și în sprijinul comunităților mai mici, plantațiilor, fermelor agricole sau mai mult spus pomicole de dimensiuni mai mici, care n-au posibilitatea să-și valorifice în țara noastră, la un preț corect, materia primă. Fabrica de la Tășnad funcționează deja. Până vor procesa propria recoltă, tinerii au colectat de la alți producători locali 500 de kilograme de alune în coajă, cu care testează produse sub o marcă proprie. Pe rândul acesta de linie, noi calibrăm alunul în coajă. Etapă foarte importantă, deoarece după faza asta se urmează o spargere și spargerea, utilajul de spărgătorul, noi trebuie să calibrăm în funcție de dimensiunea alunului în coajă. Deci aici se încarcă alunul, în containerele acestea noi le depozităm și în funcție de dimensiune, de la 13 până la 20 de milimetri, putem calibra alunul. Este important să obținem miez întreg, deoarece în următoarele etape a procesării trebuie să folosim miez întreg. De exemplu, noi o să producem drajeuri, adică alune învelită în ciocolată neagră, în sare. În acest moment, fabrica din Tășnad are 5 angajați permanenți și 3 sezonieri. Sunt student și
pică bine acest loc de muncă. În mare parte singura variantă ca lucrător peste vară ar fi la ștrandul local în Horeca. E mai bine pentru că nu e același stres ca și din industria ospitalității. Întregul sistem pus pe picioare de cei patru tineri este ecologic. Viziunea noastră care a avut ca valoare principală ecologic. Și acest lucru înseamnă faptul că și producția noastră de la plantație este ecologică. Acestea intră mai departe în partea de producție și de procesare, unde și celelalte ingrediente auxiliare sunt ecologice. Este un domeniu destul de nou în România. Greu găsim informații de unde putem învăța, deci ne bazăm foarte mult pe experiența noastră. Deci trebuie să ne lovim în multe probleme ca să putem avansa. Să fim perseverenți, ambițioși și încrezători că proiectul va reuși. Pe termen lung va avea o rezonanță atât pentru la nivel micro, cât și la nivel de comunitate, creând locuri de muncă și generând plus valoare pentru toți stakeholderii. Din primăvara anului viitor, 20 de persoane din comunitate vor avea un loc de muncă mai aproape de casă.